Clipul de astăzi va fi despre îngrijirea asiatică, despre îngrijirea tenului în stil asiatic cu produse de pe glorious.ro. O să vă arăt cam care sunt produsele mele preferate și o să fie treaba. Începem cu o rutină așa de dimineață. O rutină de îngrijire a tenului cu produse asiatice. Asta am acum în plan, pentru că, după cum o vedeți, deja sunt spălată și pe păr. Mi-am curățat și tenul. Trebuie să intru neapărat la partea de îngrijire, pentru că altfel simt cum usuc. Așa, și prima dată am să folosesc o esență. O să facem, nu știu ce vreau să la plural. Poate faceți și voi? Faceți și voi, da, domnule? O să fac o rutină de asta în îngrijire ceva mai așa, mai încărcată, să zic, de produse, pentru că coreencele, special, sunt renumite pentru ritualurile lor lungi, foarte elaborate, să spun așa. Aici am și niște plasturi de aceea de ochi cu cafeină și am să-i desfac. Ăștia îmi plac atât de mult. Nu prea reușesc eu niciodată să apuc cu această linguriță. Hai să mai încerc o dată așa de dragul clipului, dar îmi bag degețele pentru că doar eu îi folosesc. I-am aplicat și soțului meu de câteva ori, după ce au foarte multe lucruri la calculator și nu se supără niciun caz dacă știe că mi-am băgat eu degetele în ele, pentru că tot eu mă ocup și de așa zisa rutină de îngrijire a tenului lui. Da, asta, să știți, chiar plasturile ăștia sunt o chestie de luat și de folosit în familie, pentru că sunt pur și simplu de vis. Așa, și stăm un pic cu ei. Dar mă stă și de ser. De eu nu. Trebuie să dau așa în ruguri. Nu știu ce se întâmplă rău. Și până aș face treaba ce se află aici în acești plasturi, am să folosesc un pic din crema de gât și decolteu, care e deja bine folosită și este al doilea burcanel. De fapt, este al treilea burcanel de cremă specială pentru gât și decolteu, pe care o folosesc de pe magazinul glorious.ro, pentru că asta e varianta, să zic, mai premium de la Vela, dar mai există și o variantă mai accesibilă la preț, de la Medipil, care nu arată așa fancy, am avut-o și eu și a fost o surpriză foarte mare, adică dintr-un borcanel mai modest arată așa, mai produs de farmacie, să spun așa, mai nesexy, ca să spun așa, dar era excepțională și avea și o textură mai adică parcă când luai din borcanel se întindea așa. Dar povestea Rena că acolo se folosește într-adevăr o tehnologie deosebită. Cei de la Medipil sunt foarte avansați și de asta textura este așa când o iei, de momentul când se aplică pe tenia și face treaba acolo așa cum trebuie, fără să te deranjeze. Punem puțin ochelare, chiar dacă n-ar fi foarte indicat. Ce îmi place la acești plasturi este că sunt totuși transparenți. Și nu deranjează atât de mult vizual, pentru că noi mai facem toată glume în casă când îmi pun eu nu știu ce plasturi, nu mai zic de măștele acelea, șervețel, mai greu o sperii pisica, știi? Bun, cu aceștia în mod normal este bine să stați 10-15 minute, ideal ar fi să stați așa undeva pe canapea sau chiar în pat, să mai leneviți puțin. Ca treaba pe care o face asupra circulației limfatice din jurul ochilor să fie făcută așa, la meserie, ca să spun. Eu acum, pentru că sunt aici în fața voastră și sunt mai mult pusă să stau de vorbă cu voi decât să vă arăt foarte mult, adică să mă bucur efectiv de tot efectul acestor plasturi în mod special, nu o să-i mai las foarte mult. Sau cu ocazia asta, profit cât mai stau cu ei, să vă spun că pentru mine magazinul Glorious a fost așa o descoperire
într-un moment în care tot auzeam de cosmetici asiatici, abia începuseră să intre pe piață tot felul de produse și adevărul că aveam și multe îndoieli din punctul de vedere următor. Mă gândeam, bine, dar ce nevoie avem noi, europencele, de aceste produse coreene, care sunt făcute pentru femeile de acolo, de ce am folosit noi, de ce am face asta. Și să știți că încă parțial îmi mențin, să zic, părerea. Eu una nu văd necesar ca tot sortimentul de acolo să fie necesar femeilor europene, cum nici invers, cum nici fetele de acolo din Corea, nu cred că ar fi foarte interesante de toate produsele de la noi. Și e simplu de lămurit acest aspect. Hai să o luăm așa, coreencele sunt femei, și numai coreence, nu mai spun și japonezele, sunt femei foarte obsedate de curățenie în general, dar este în cultura lor. E în cultura acestor popoare, curățenia. În Japonia, de exemplu, se intri în casa cuiva cu încălțat, cu apuce de afară, poate fi uneori incident diplomatic, dacă chestia asta se întâmplă, să zicem, într-o casă cu pretenții. De asemenea, să miroși a transpirației, am înțeles că, nu știu acum, n-am verificat, dar în țările asiatice există zone unde poți lua amendă dacă miroși a transpirație. Acum, într-adevăr, spunea cineva, și cine evaluează cât de tare miroși, adică dacă se dă amenda sau nu? Ei, s-ar părea că agenților de ordine publică se pricep și la evaluare, la evaluarea mirosurilor personale. Ideea este că ele au un ritual de curățare al tenului care, din punctul meu de vedere, un pic cam mult uneori. Mai urmăresc uneori așa și clipuri pe Instagram sau pe YouTube. Fetele acelea au uneori și 7 pași să-și curețe tenul. Adică demachierea, cred că maximum am văzut 11 pași de demachiere. Începând de la cleansing balm, după aia nu știu ce mască cu nu știu ce chestie, cu alge, cu așa. După aia nu știu ce exfoliere, după aia altă chestie, altă, deci era cu altă mască de curățare și tot așa. Mi se pare că pe curățarea tenului ele sunt excesive, dar există în cultura lor. După aia, un alt lucru asupra coreencele și japonezele și, în general, femeile din zona Orientului îndepărtat, un alt element este albeața tenului. Sunt foarte obsedate să aibă tenul alb, 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 imaculat. Ceea ce mie mi se pare un pic exagerat, adică sunt dispuse, am auzit în special de chinezoaice, că sunt dispuse să-și facă tratamente destul de dureroase sau de nocive numai ca să aibă pielea extrem de albă. E o chestie care, în fine, a intrat în cultura lor și o au de foarte, foarte mult timp. Da. Uitați-vă să pun capacul intermediar la acești plasturi, ei sunt deja, îi simt deja ca parcă încep așa să se desprindă, să zic, de pe ten. Deși nu, încă au o aderență bună, dar o să-i dau eu jos pentru că vreau să continui cu rutina de îngrijire a tenului și o să-mi iau aici lângă mine o cremă de ori de la Medipil, care este cu 9 peptide, are un complex de peptide pe care are pe mine m-a lăsat pur și simplu mască când am citit lista de ingrediente, adică e ceva din altă lume. Da, o să facem un tratament, o să continuăm cu un tratament al ochilor, dacă văd tot ce am dat cofeină. Pe față o să facem o combinație, țineți-vă bine, din 3 seruri pe care le vom aplica pe zone diferite. Da. Avem și EGF, avem și centela asiatică și avem și acest ser cu vitamina C, despre care v-am mai spus, cred că am lăsat și stories. Este cel mai bun ser cu vitamina C pe care l-am folosit vreodată, cel mai plăcut. Uite, mai am foarte puțin din el. Și apropo, grăbiți-vă că este în lichidare de stoc la Glorious, îl mai puteți prinde la un preț extraordinar de bun, pentru că este o lichidare de stoc. Așa.
Deci astea trei o să le folosesc chiar la sfârșit. Nu știu dacă o să mai aplic și din această cremă, dar o să vă fac măcar așa o chestie demonstrativă. Și neapărat o să aplicăm aceste PF, care este o nebunie, adică este o plăcere. Brandul se numește, stați că uit mereu, Enprani, dar nu e genul ăla de cuvânt cu care se întâlnești zilnic. Are SPF 50, UVA, UVB și Blue Shield. Deci de toate, ca să spunem așa. Până una alta dau jos aceste măscuțe pentru ochi și o să le las aici pe un șervețel ca să... Normal, dacă mă duceam la baie, le aruncam direct la coș, dar acum sunt aici, poc. Mai verific să nu fie rămas, că rămâne câteodată câte bucățică ele sunt, se rup așa foarte ușor, adică dacă insiști un pic, că textura lor e foarte moale, geli așa. Bun. Și riști, dacă ai, de exemplu, unghii mai mari, eu n-am, dar riști să le... Așa, a rămas un pic de ser. Ce e interesant este că peciurile astea pentru ochi au și niște bucățele mici pe care poți să le aplici și pe ploape, ceea ce mi se pare fantastic. Acum n-am aplicat pentru că știam că voi veni cu această cremă de ochi Teramedi Peel, mă, care are și un dozator extraordinar, deci flaconul asta, adică las așa, parcă e brânză topită așa și se... Dar dozatorul se comportă foarte bine, adică nu-ți lasă nici prea mult, nici prea exact cât trebuie. Apeși o dată, uitați că se face așa, ne? Nu știu dacă... Da, acum cred că focalizează, bun. Amestecați. Am zis că e o tehnologie care e destul de smart până la urmă, pentru că noi avem nevoie de această textură, ca oarecum ingredientele să rămână așa unite între ele acolo și textura să rămână ca o peliculă prin epidermă, să-și facă treaba. Bun, și acum o să facem celebrul. Cred că m-a dat cu fir de păr. Celebrul masaj tapotat în jurul ochilor. Și acesta, na, durează până când simțim că a intrat crema în ochi, cu mici apăsări, aici colo, mai putem veni pe aici, pe aici. Tenul trebuie, adică zona ochilor, unde nu e bine să umblăm foarte des, trebuie și acum, știi, făcut un pic de gimnastică. Fără tras, fără... Lucrăm aici un pic și zona de la bagă, știi? Când tot domine părul în ochi, am uitat să-mi pun ceva, dar fiind udă, am zis că o să stea el. Și ideea este să fiți cât mai blânde și blânzi cu zona ochilor, pentru că este zona care oricum se ridează prima și cel mai repede. În zona aceasta și problemele de drenaj limfatic se cunosc, adică facem acele pungi la ochi, facem acele diverse chestii care nu sunt plăcute. Am aplicat crema de ochi și acum mă uitam că această cremă de ochi, pe lângă cocktailul acela de peptide, pur și simplu fantastic din punctul meu de vedere, are 4 forme de acid hialuronic în el. Deci are acid hialuronic în 4 formate, în 4, așa. Și ce vreau eu să vă spun este că acum, după ce am aplicat crema aceasta de ochi, bine, nimic de zis, a fost pe față și esența, aproape că aș spune, bă, nu simt, adică nu simt o nevoie de aia imperioasă ca acum să mai aplic alte lucruri pe față. Pentru că toate produsele astea se absorb foarte bine, pielea le tolerează, le primește foarte frumos. Și repet, nu sunt gândite neapărat pentru tenul asiatic, adică de un acid hialuronic, de o peptidă, de o niacinamidă și de diverse alte ingrediente, are nevoie și tenul nostru. Nu trebuie să stăm neapărat în Coreea sau în China, trebuie să stăm în capătul cealaltă a lumii ca să ne putem bucura de ele. Și primul lucru pe care am să-l aplic pe absolut toată suprafața tenului o să fie acest ser cu centela asiatică. Bănuiesc că ați observat niște imperfecțiuni pe aici, pe acolo, niște coșuri pe românește.
Nu știu ce s-a întâmplat, dar la ultimele menstruații am avut niște explozii pe față. Bine, explozii. Mi-a mai zis mie cineva, Ana, dacă astea sunt explozii, înseamnă că la alții este război nuclear pe față. Da, dar la, eu care am un ten atât de curat, până la urmă pot să spun, când apar niște coșuri aici colo, pentru mine, mamă, ce se întâmplă, știi? Și mi-au apărut pe aici, un pic pe aici și aici. Bine, aici în frunte știu, în ultimii 2-3 ani am observat că cam la 2-3 menstruații îmi pocnesc aici două coșulețe care sunt gemene. Ele apar mereu acolo să-mi aduc aminte că sunt și eu om, știi? Pe de altă parte, ceea ce îmi pare bine că nu se vede totuși la cameră, am și eu o problemă cu cam de niște ani, de când practic am observat așa, că de când am început să fac aceste mici pungi, să zic, sub ochi, pielea nu știu cum s-a lăsat aici, s-a ceva și au început să fie mai vizibili porii și acele filamente sebacee, că eu inițial am crezut, mamă, am umplut de puncte negre, dar erau super, super mici, adică sunt niște puncte atât de mici pe care trebuie să îmi pun oglinda aia care mărește de 5 ori. Și pe care după ce aplic, de exemplu, o exfoliere sau o mască de curățare, pot să le scot foarte ușor cu degetele, ies pur și simplu doar apăs un pic și iese acea masă de sebum, să zic, de acolo. Și m-am speriat un pic, nu știam ce se întâmplă acolo, apoi am mai vorbit așa cu și cu alte persoane și au zis, măi, tu practic acești pori și această grăsime pe aici ai avut-o dintotdeauna, dar acum odată cu vârsta e poate puțin mai vizibilă, pielea a devenit mai fragilă, mai subțire și acum sunt mai vizibile. Pentru că mine, vă spun sincer, nu le vedeam, nu mă deranja. Da, bun. Deci am pus acest ser cu centela asiatică. Ce face acest ser cu centela asiatică? Este efectiv să echilibreze tot ce se întâmplă pe ten. Începând de la producția de sebum, care o să spuneți, dat un ai sebum. Da, mă gândesc și eu la aceste punctulețe, la aceste chestiuțe pe aici, pe acolo, așa, și e nevoie, plus punctele negre pe nas, pe care și eu le am ca absolut toată lumea, chiar dacă ele nu se văd atât cum, de exemplu, da, sunt persoane la care, din păcate, se vede mai proeminent, așa. La mine nu se văd, cred că nici dacă vin foarte aproape de cameră, pentru că sunt ceva mai micuțe și nu ajung să se facă efectiv negre, când mai văd câteodată, dacă o persoană se văd acele puncte negre, efectiv parcă au niște bulgărași de nisip așa pe nas, la mine nu ajung să se vadă, pentru că eu mă demachez, fac exfoliere cu ăsta despre care o să vă povestesc în... după ce îmi termin așa, și atunci nu ajung să fie la modul știi? Dar eu le văd, eu cunoscând un tenul de atâția ani. Și apropo de asta, pot să vă spun că am avut două episoade de acne mari și late am avut în viața mea. A fost episodul de acne din liceu, care a fost doar pe frunte și bărbie. Și am mai avut un episod de acne care m-a îngrijorat, care nu reușeam să-mi dau seama ce este, imediat după ce am terminat alăptarea. De fapt, nu imediat. Deci am înțărcat copilul undeva pe la 7 luni și undeva când trecuse cam o lună și un pic, au început să mi se umfle pe față, efectiv mi s-au umflat niște pustule și eu m-am speriat să nu fie un microb ceva și de-aia am dat fuguța și la doctor de familie și la ginecolog și la dermatolog și da, experiența cu dermatologul atunci a fost extrem de dezamăgitoare, pentru că nu m-am așteptat să pun un pic de vitamina C, în special pe zona frunții, pentru că suntem cu atâtea seruri, așa. Cred că v-am mai povestit eu de experiența mea cu dermatologa care din start m-a luat că trebuie peeling, că dacă 2-3 luni de zile cât voi folosi produsele indicate de ea, nu am voie să mă dau cu altceva și mi s-a părut, nu știu, dar mi s-a părut chiar scabros. Ei, până la mă o să dau pe dată fața că mi-a mai rămas puțin.
Adică să obligi pe cineva să folosească numai produse foarte de astea care îmi uscau fața practic și îmi exfoliau și dimineața și seara să mă spăl, să mă exfoliez, dar să nu mă dau cu nimic altceva. Și am avut o discuție destul de neplăcută. Am folosit, bineînțeles, din tratamentul dat de dumnea ei, de produsele pentru față, însă nu le-am folosit cu frecvența și în felul în care a zis ea, pentru că la cum mi-a spus ea să folosesc una din cremele de exfoliere, și anume Eclarum, să-l folosesc și dimineața și seara, am încercat așa cam o săptămână și efectiv mă mânca fața îngrozitor și mi se exfolia groaznic, nu știu ce are, adică știu ce are, dar a fost teribil. Bun, am lăsat și serul cu vitamina C să își fac aici el treaba. Ei, nu cred că mai am loc și de serul cu EGF, oricum nici nu mai am foarte mult. Chiar în dimineața asta mă uităm că nu prea mai este foarte mult, dar nu-mi dau seama cât e. Ia să văd dacă pot să-i fac o evaluare. Cât ar mai fi din serul ăsta, cum e un ser care îmi place foarte mult și pe care îl folosesc de obicei dimineața, dar nu dau seama cât mai este în el. Oricum, foarte mult nu mai e, că știu că... A, uite, acum asta e plină, dar altă dată băgam repede și umpleam. Acum, a, uite, trebuie să o duc până la capăt dacă vreau să umple. Ăsta este serul cu EGF. EGF e acel complex de ingrediente care ajută la creșterea pielii. O să vă explic pe măsură ce avansăm cu clipul acesta, pentru că o să fie ceva treabă. Așa. Iar prima cremă pe care o să folosim o să fie această Medipil cu efect antirid, pe care vreau să mai mult să vă arăt cât este de mișto. Și vreau să vă spun că costă sub de 100 de lei, este 150 sau ceva de genul ăsta. O să vă las toate linkurile în descriere și, apropo, linkurile pe care vă las în descriere sunt de afiliere și m-aș bucura să le folosiți. Pentru că are o textură și o chestie prea interesantă ca să nu vă arăt. Bun. Asta așa. Și aici, înăuntru, sunt niște bulinuțe cu cocktailul de ingrediente care stau într-o masă hidratantă. Adică și gelul acesta este un gel hidratant. Ei, și prindeți o bulinuță de asta. O să încerc să o iau ușor așa. Uitați-o. Și o frecăm, o amestecăm în piele. E chestia aia galbenă, galbenă. S-a spart. Și cu ea acum venim pe tot tenul și este... Fetelor, asta e un fel de senzații pe care... Deci o să vedeți după ce descoperiți crema asta. Abia o să așteptați să vă dați crema. Deci nu o să mai știți cum să găsiți motive. Hai să mai dau puțin cu crema. E ceva de vis. Mergeți cu ea și în spatele câtului, peste tot. Mi-a mai rămas puțin pe vârfuri. Este o încântare. După cum vedeți, și intră în piele. Și o să vă întrebați, băi, cât și-a băgat asta? Da, vă mai arăt încă o dată textura, cât de mișto e. Bulinuțele acestea galbene. Da. E wow. Chiar e un produs spectaculos și ca apariție, dar și ca ingrediente. Adică mi-aduc aminte când apucasem să-i citesc ingredientele. Câte conține. Acum, vedeți că în cosmetologia europeană se spune că un produs, pentru a fi eficient, trebuie să aibă cât mai puține ingrediente. Adică să nu fie lista foarte lungă, să fie lista scurtă. Și logica este foarte simplă, pentru că așa poți să menții niște concentrații relevante pentru ten și care să ajute. Baza este că la domnii coreeni, japonezi, chinezi, ce sunt ei, adică în fiecare de unde e, ei gândesc un compus. E ca sculptura pe bobul de orez, știi? O fi bobul, că zice, păi e bobul de orez și gata, e, dar nu, dar mai sculptăm pe el, mai facem, nu știu ce. E, așa și aici. Nu pun, nu știu, un complex de peptide și pa. Sau un acid hialuronic și pa. Hai, pun un acid hialuronic de dimensiune mică. Nu, pun 4
tipuri de acid hialuronic. Nu pun o peptidă, pun 9 peptide. Nu pun un singur extract botanic pentru, nu știu, gen, pun o centelă asiatică și la revedere, sau aloe vera. Nu, frate, pun 7 fermenți. Uite cum e, de exemplu, esența de la Sum, care are, dacă nu mă înșel, peste 100 de extracte botanice care au intrat în fermentație, s-a obținut un extract de acolo și apoi ăsta se folosește în produse. Adică vorbim despre multă tehnologie. Bun, las un pic că, după cum vedeți, DN-ul nu suferă de nimic, nu vedeți peliculă grasă, nu e absolut nimic, nici eu nu simt, din potrivă, simt așa. Simt așa niște furnicuțe, parcă am niște canale așa de irigare pe față, efectiv așa simt. Între timp mi se usucă și părul și o să putem să avem o conversație mai interesantă. Dar între timp mi-am făcut și un ceai de ierburi alcaline de la Yogi Tea, ca să fie așa tot ritualul pus la punct. Da, asiatici au un mare cult și pentru acest băut de ceai, care, după cum știți, noi europenii îl vedem așa, destul de simplu. Adică, ok, ce mare minune să bei niște ceai. Pui niște plantele, infuzezi, pac, și la ei cu dechis toată chestia asta. Și m-ar pasă să îmi aplică puțină protecție solară, dar și protecție de lumină albastră. Da, Panda, mulțumim că ai venit aici să ne bâzi la cap. Și am să pun un pic aici. Eu nu sunt cu acea măsurare inginerească medicală a SPF-ului, pun cât simt. Dacă simt că nu e pusă suficient, mai aplic. Încerc să nu fiu mai catolică decât papa, pentru că da, și pe ochi, și pe zona ochilor se aplică. Bine, nu vii când e încărcătura maximă. Încărcătura maximă o pui pe față, unde e mai ușor să întinzi, dar vii încet, încet și pe zona ochilor, pentru că și ei trebuie, și pielea din jurul ochilor, și pielea ochilor, efectiv, așa, ploapei, și aici, aici unde sunt claviculele, trebuie să avem grijă, pentru că dacă ați observat, aia e zona care și când mergeți la mare sau în vacanță și sau mergeți mult pe afară, chiar și acum când e frig, la schi, dacă stați, de exemplu, mergeți la schi și vă opriți să beți un ceai cald undeva la o cabană și dați afară și e soare, vă deschiați la geacă, nu știu ce, aici vă înroșiți foarte nasol. Eu am văzut la persoanele care fac schi, eu nu fac. Am încercat o singură dată, bine, a fost acum foarte mulți ani, a fost acum vreo 20 de ani și nu prea mi-a plăcut senzația, adică, nu știu, e mai bine pe picioarele mele, așa, în chestiile alea, bețe alea, deși cine știe, poate la un moment dat o să încerc. Da, părul mi se usucă între timp, fața, după cum vedeți, începe să arate din ce în ce mai bine și eu o simt din ce în ce mai bine. Așa că e momentul, poate, nu știu, să mă machiez puțin, înainte să vă povestesc așa, să o luăm un pic pedagogic despre aceste minunate produse pe care le găsiți pe glorious.ro. Când tenul este bine pus la punct, îngrijit și așa mai departe, machiajul, vreau să vă spun că a mers ca pe roate, adică machiajul ochilor se face mult mai ușor, fardurile se așează singurele, ca să spun așa. Pe față nu am nici măcar fond de ten, nici corector, nici pudră, nimic. Ba, din contra, am ceva care mi-ar crește, să zic, aspectul imperfecțiunilor. Un foarte mic detaliu de iluminator. Am folosit un iluminator cremă, sub formă așa de pensulică de la Dior, pe care l-am aplicat un pic așa pe aici, un pic pe aici, dar iluminatorul cremă, dacă l-aplici pe un ten care nu este bine îngrijit, arată horror. Ceea ce nu se poate spune cazul tenului meu, chiar nu am avut nevoie de fond de ten. Mă uitam și ziceam, oare să, acum după ce mi-am făcut toată rutina, să mai aplic și fond de ten? N-are sens. Arată mult prea bine tenul, ca să-l mai încarc și cu un fond de ten. Ce aș fi folosit
poate ar fi fost un cushion, tot din ce mai are Rena pe site, cu cushion-urile în general asiatice sunt cu SPF, așa ca să uniformizez. Aici, de exemplu, mi se pare că am rămas în continuare ușor mai roșie pe bărbie, dar asta este o problemă. Este un aspect al pielii pe care eu l-am de pe la 20 de ani, așa, pur și simplu, zona asta mi se înroșește și mai am aici acel coș despre care vă spuneam un pic mai înainte, că mi-apare și mie într-o anumite perioade. Acum, după ce v-am arătat rutina, după ce ați văzut și voi cât de drăguțe sunt texturile, cât de plăcute sunt pentru ten, pentru că un produs, dacă nu este plăcut pentru ten și nu-ți dă ție o stare de bine, el poate să fie oricât de pregătit din punct de vedere tehnic. Ca atare să știți că eu am în rutina mea, trebuie să mă dau puțină crema de mâini, am în rutina mea produse pe care le folosesc doar pentru că știu că au ce trebuie în ele, dar nu-mi plac. Și am observat că acum am început să le dau, totuși, să încep ușor, ușor să renunț la aceste produse care nu-mi plac din punct de vedere senzorial. Pentru că, pot să spun foarte direct, până la urmă îngrijirea tenului, eu sunt conștientă că cel mai mare aport pentru ten vine din interior. Are importanță și ceea ce fac din exterior, însă e foarte important pentru mine să-mi facă plăcere, să mă simt bine când mă dau cu cremă, să mă simt bine când mă curăț cu un produs pe față, când aplic o mască, nu să fie așa ca un medicament, adică trebuie să-l bag în mine sau trebuie să-l aplic pe față și nu am altă soluție. Ca atare, la mine un produs, dacă are și parte de ingrediente ok și parte senzorială cum trebuie, are, să zic, tot ce-i trebuie. Și la capitolul exfoliere, vreau să vă spun că au fost ani de zile în care eu nu am folosit niciun fel de exfoliere sau foloseam foarte rar gomaj facial. Îl luam câte un gomaj facial care mi-ajungea câte un an de zile pentru că îl foloseam foarte rar. E drept că nici tenul meu nu arăta ca și cum ar avea nevoie de exfoliere. Mă demacheam în fiecare zi, foloseam măști destul de des și atunci vorbesc de perioada 20-30 de ani. În schimb, după 30 de ani am zis, băi, am început să folosesc exfoliante tot de tip gomaj, ceva mai blânde, mai în general de la branduri premium, până când am descoperit conceptul de exfoliante enzimatic și mi-a explicat o cosmeticiană mai avansată că de ce și ea preferă exfoliantele enzimatice versus exfoliantele chimice, pentru că un exfoliant enzimatic este activat de nivelul de pH al pielii, iar pielea moartă, pielea ta, corneocitele care sunt deja în faza de a se desprinde de epiderm, au un anumit pH. Sunt mai alcaline, din ce am înțeles eu. Și atunci ele activează substanțele dintr-un exfoliant enzimatic. Pe când cel chimic, ăla arde, pur și simplu, adică îi arde, între ghilimele, el dizolvă, cum ar veni, este pus pe față și nu se stupează decât dacă este îndepărtat de pe față. Sau, în fine, mai sunt acele exfoliante chimice cu concentrație foarte mică, care se pun în anumite serum, cum ar fi acid glicolic, cred că, da, în fine, diverse forme de acid care exfoliază și care, fiind într-o cantitate foarte, foarte mică puse într-un ser, pot rămâne acolo pe ten, adică nu e o problemă, nu trebuie să fie puse și apoi îndepărtate. Bun. Dar genul acesta de exfoliant, nu știu dacă sunt al doilea sau al treilea tub, de la Floria, pe care și multe dintre voi l-ați cumpărat și mi-ați scris și mi-a spus, Ana, nu mă așteptam. Adică când ai zis prima dată că este wow și chiar are efect și e plăcut și așa, multă lume, ca și mine de altfel, pentru că și eu prima dată când mi l-a recomandat Rena, am zis, da, sunt convinsă că e un produs bun. Rena, apropo, Rena este un om excepțional, Rena niciodată nu o să-ți recomande ceea ce nu ți se potrivește. Mie întotdeauna spune, a, nu, 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 aia nu, 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 aia nu e pentru tine, aia s-ar putea să-ți placă, a, asta sigur o să-ți placă. Ce este foarte interesant la acest exfoliant este că are și o parte de hidratare foarte intensă și am deschis aici ca să vă povestesc un pic despre el mai în deplină, să zic așa, cu mai multe cunoștințe, vreau să spun.
Are 14 tipuri de extracte vegetale și chiar vă invit pe site-ul glorious.ro să vă documentați despre fiecare produs înainte de a cumpăra, pentru că ce apreciez foarte mult în cazul Renei este că la fiecare produs, pe lângă lista de ingrediente de tip Inci, a pus și detalii în plus, un pic care să povestească de tehnologie, de detalii de acest gen, ca să îți dai seama dacă este un produs ce are probabilitatea mai mare să-ți placă sau nu. Are 4 forme de acid hialuronic, dacă ți-e. Mă scuzați, are 7 tipuri de acid hialuronic, deci nu 4, nu 5, ci 7. Și se poate folosi deopotrivă pe față și pe corp. Mai are alantoină, vitamina C, aminoacizi și pudră de perle. Deci, cum a venit, ne-a făcut knockout. În varianta aceasta nouă de ambalaje mai mare, l-am avut și în varianta de ambalaj mai mic. El poate fi folosit și de make-up artiști. Și eu mi-aduc aminte că când am făcut școala de make-up, asta ne spunea și profesoara de acolo și inclusiv make-up artiști cu experiență mai mare. Spunea, măi, vin femeile la machiat, femei care, iertați-mă, dar nu se demachiază decât o dată la 2 săptămâni. Și ei îl numesc de machiere că se spală pe față cu apă și cu săpun, solid. Și vin și spun, vai, acoperă-mi tenul, nu se arate minunat. Eu nu, zice, nici nu pot să aplic fondul de ten pentru că fața este încărcată de cojițe, de o piele uscată, bătrânită și așa mai departe. Și atunci folosesc genul ăsta de exfoliante enzimatic, care se aplică foarte ușor. Tu, ca make-up artist, poți să le iei cu o spatulă sau chiar cu o pensulică mică, îl aplici repede pe față, bineînțeles, nu atingi zona ochilor, te duci mai degrabă frunte, nas, pomeți, bărbie, lași 2-3 minute și apoi vii cu două cotonete înmuiate în apă. Una poate să fie în apă călduță, dacă ai la îndemână, ori dacă nu, pur și simplu cu apă de asta, cum se cheamă, termală, iei două dischete frumos, i-ai șters persoanei exfoliantul de pe față și cu celule moarte și o să vadă și ea și o să vezi și tu ce se întâmplă după. Iar pentru voi, același lucru. Faceți la baie, după ce v-ați demachiat, baie, să știți că de multe ori, dacă nu sunt machiată, ceea ce se întâmplă în 90% din cazuri, înainte, de fapt, de a mă demachia, deci nu mă curăț cu nimic, nu mă spăl cu gel, nu mă dau cu micelară sau cu lapte de machiat sau cu așa, direct îl pun și pe tenul uscat. Aplic un pic pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, las câteva minute și apoi efectiv dacă dau cu mâna, văd așa cum începe parcă să se ia de pe față și vin cu ori cu o cotonetă, ori cu, am prosoape multe de față pe care pentru asta le am, pentru asta le folosesc, le-am umezit, mi-am șters fața și la revedere și iese tenul, wow, de curat. Nu văd cine ar putea să aibă contraindicații în acest. Poate persoanele cu o sensibilitate extrem de mare, având încărcătura aceasta de 7 tipuri de acid hialuronic, vă dați seama ce acolo, de-aia și observam și am zis, Rene, mă, dar eu observ că după ce mă dau cu ăsta, imediat după aia parcă îmi rămâne și fața un pic hidratată, nu știu cum ți explic, e senzația așa, da, pentru că având încărcătura asta de acid hialuronic, practic, ingredientul care exfoliază, dar imediat în substanța acolo se află acidul hialuronic, care îl vine și înlocuiește umiditatea care eventual s-ar fi pierdut prin exfoliere sau este mai mult decât minunat. Dacă vă mai spun că costă și doar 75 de lei pentru o cantitate de 170 de mililitri, deci nu este nici măcar 100 de lei, este 75 de lei, mi se pare un produs extrem de eficient și de avantajos. Se recomandă să-l folosești cam o dată pe săptămână. Eu recunosc că am perioade când îl folosesc o dată la 2 săptămâni. Depinde fiecare cum vă simțiți tenul. Merge extraordinar de bine și pe gât, pe zona decolteului. Eu îl folosesc uneori aici pe umeri, pe ușor pe spate, zona asta, aici de pe ceafă și exfoliază și acolo foarte frumos. Se simte efectiv la mână. Bun! După ce exfoliem tenul, evident, folosim o esență. Asta este ritualul
asiatic și multe persoane spun, dar bă, e cam inutilă esența asta. Hai că aș putea să spun pentru cineva care vrea o rutină mai simplă, dar pot să spun că nu e chiar... nu e dramatic dacă nu folosiți o esență de față deja. Aici ajungem la chestii avansate când vorbim despre esență. Esență, ser, emulsie, cremă, cred că așa e. Da, pentru că emulsia deja are în ea o ușoară masă grasă, știi? Deci despre ce vorbim? E deja... Da, e deja îngrijire foarte avansată când vorbim și de esență. Ce are această esență de la Sum? Și vreau să vă arăt că ambalajul este foarte interesant și ea vine cu o rezervă. Practic, voi când cumpărați produsul, nu cumpărați doar un flacon, îi cumpărați și rezerva. Acum mă uitam eu că e 60 ml ori 2. Și practic 120 ml cumpărați. Iar are și rezerva, care este cu căpăcel, da? La care îi deșurubezi, în care îi inserezi pulverizatorul din cealaltă. Și că asta este cu pulverizator, de fapt a fost un pic mai înainte, și îl deșurubezi foarte ușor de aici și îl aplici la sticluța următoare. Totul foarte igienic, foarte în regulă. De ce este deosebită această esență? Este că, deci, imaginați-vă, după ce s-a curățat tenul, fie că e exfoliere, că e de machiere, ați spune că merge o loțiune tonică. Da, ea este... Dacă mă întrebați pe mine, este o variantă mai avansată a unei loțiuni tonice. Dacă o loțiune tonică de obicei vine cu un maxim de 2-3 ingrediente, uneori unul singur, de obicei sunt loțiuni tonice cu vitamina C, loțiuni tonice cu acid hialuronic, loțiune tonică cu, nu știu, cu lucruri, nu au foarte, foarte multe, mă refer la loțiunile tonice, da, chiar și din gamele premium. 1-2 extracte vegetale pe acolo. Aici avem însă, țineți-vă bine, sunt 118 ingrediente, dintre care 86 de plante fermentate, înglobate în complexul citosis. Și zic ei, așa, povestesc pe site aici, că se face un mix din 86 de plante care sunt supuse unui proces de fermentație timp de 3 ani și 7 zile la temperatura de 37 de grade. Și apoi fermenții aceștia obținuți se prelucrează și din ei se face acest... M-am gândit acum fără să vreau la kombucha tea. Apropo, am încercat zilele astea să beau. Tot încerc de vreun an de zile, cochetez cu această băutură kombucha tea, nu-mi place deloc la gust. Dar când știu că este cât este de sănătoasă, măcar jumătate de sticlă, mă chinui și eu acolo să beau. Deci asta, i-aș spune că este un fel de kombucha tea pentru față. Și pe lângă asta, oamenii ce s-au gândit ei, mă, hai să mai adăugăm niște centela asiatica, niște ghimbir, salvie, lalele, lotus, acid hialuronic, ceramide, iar acidul hialuronic, da, nu mai trebuie să vă povestesc despre el. Adică este un fel de ser sub formă de apă, să spun așa. Și mi-aduc aminte când mi-a spus prima dată Rena, zice, chiar aștept să-l folosești. Și zice, spune-mi așa cam ce simți. Și mi-aduc aminte când l-am primit de la ea, când a venit prima, când am avut primul flacon. Am demachiat tot, nu am zis, hai să mă și exfoliez ca să fie așa din plin și am aplicat după. Și scriu Reni. Băi, zic, am prea chestia de asta pe față și zic, aproape nu mai simt nevoia de ser, nu mai simt nevoia. Păi, zice, uite-te și tu ce conține. Și m-am uitat ce conține. Păi, zic, sunt seruri care nu conțin ce conține această esență. Nimic de zi, este ceva mai costisitoare. 295 de lei de atenție, primiți 120 de mililitri. Eu o să spun așa, știți de ce totuși cosmeticile astea asiatice au prețuri atât de mici? Pentru că ei nu fac atât de mult tam-tam și reclamă cum fac aceste branduri premium pe care voi le vedeți prin parfumerii. Da? Că dacă te uiți
Sper să nu despre Rena, dar o să spun, dacă te uiți la o loțiune tonică la Prairie, la Mer, brandurile acestea mari, globale, da, pe care le știe toată lumea, nu poți să închizi ochii și să nu vorbești despre ele, n-au nici 20% din ce conțin, sau este Lauderghan, da, n-au nici 20-30% din ce conține o esență de genul ăsta. Și atunci, na, ce să ne mai mirăm? Tot vorbeam de obsesia asiaticelor pentru puritate, ei, ceea ce am eu aici în mână, acest ser de la Skin 1004, și 1004 cifra aceasta înseamnă ceva simbolistic al lor, un fel de înger, un fel de puritate, de înger gardian pentru piele. Ei, serul acesta cu centela asiatică, Madagascar centela ampul, made with pure centela from Madagascar. Este cel acela de produs care chiar nu ai ce să reproșez. A fost și premiat ca printre cele mai pure produse care poate exista pe piață. Este un produs pe care eu nu l-am folosit doar eu, l-a folosit și băiețelul meu. Vezi că e destul de mult folosit din el. Dar este și foarte spornic, el fiind foarte apos așa, poți să te dai mult și bine cu el. Are foarte multe proprietăți centele asiatică. Calmează tenul, echilibrează secreția de sebum, uniformizează aspectul pielii. Din ce știu, are și un ușor efect antiinflamator, pentru că previne roșiața. Deci este acel gen de ingredient și acel gen de ser pe care, doamnelor, nu înțeleg de ce să nu l-aveți în casă, pentru că îl puteți folosi, îl puteți folosi de toată familia pentru diverse probleme. Inclusiv bărbații îl pot folosi după ce se bărbiresc dacă au un ten sensibil. Aveți vacanțe, aveți copii care, adolescenți, care pot avea diverse forme de acne. Ingredientul ăsta pur și simplu ajută la refacerea pielii. Îl găsiți tot așa la 98 de lei, are câți mililitri, vă zic acum că mă uit, are 55 de mililitri, da, este fabricat în Coreea și este pur și simplu un remediu, este din trusa de urgență a familiei, dacă vreți să vă spun așa, adică și voi, nu numai pe față, dacă aveți și în alte zone ale corpului, uite, o să dau din casă. Dacă vreți, când am, de exemplu, câte o iritație pe aici, pe acolo, locuri care nu se pot numi de la epilare, folosesc acest ser. Dar inclusiv în zona axilor, am avut odată, nu știu ce am pățit, în fine, când am dat cu lama, probabil, în fine, am dat mai tare sau nu știu ce s-a întâmplat. Și a doua zi, ușor iritație, bine, probabil a fost și de la deodorant și atunci, în ziua respectivă, m-am spălat bine, bine cu apă, la axilă și m-am dat cu acest ser și mi-a trecut. Adică s-a calmat pielea. Asta vreau să spun. Este un produs cu foarte, foarte multe beneficii. Iar, repet, dacă aveți adolescenți cu diverse probleme din zona acnei, clar, trebuie să folosiți. La fel, dacă sunteți... iar, uite, vin către make-up artiști. Dacă aveți genul acela de cliente care vin și spun, da, eu nu mă dau cu nimic pe față, mie îmi pui de refundul de ten, pune totuși 2-3 picături din asta și vă zic eu că după aia o să vă întrebe, da, ce a fost? Dar prea bine mi-am simțit pielea după. Ăsta a fost. Intrați pe rubrica de seruri de pe site-ul glorious.ro și acolo este pur și simplu o lecție și dacă nu vrei să-ți cumperi ceva, intri pe la seruri pe acolo și mai înveți diverse lucruri. Aici mai am două seruri pe care le-ați văzut, că le-am folosit în rutina mea, Neogen. Cred că v-am făcut cu capul, efectiv, cu serul acesta de vitamina C, îl tolerez cel mai bine, îmi place cel mai mult. Vreau acum să fac niște comparații, pentru că m-a întrebat lumea, da, ce alte produse cu vitamina C ai folosit și ai comparat? Măi, am seruri cu vitamina C și de la The Body Shop, am avut și de la ACM, am mai avut de la niște branduri, inclusiv branduri de ale noastre românești, am folosit ceva și de la renumiții Paula's Choice.
Asta nu știu ce are. E o combinație foarte reușită, dacă e să mă întrebați pe mine, că nu e doar vitamina C. Oricum, acum el este în lichidare de stoc. Cum a zis, dacă îl mai găsesc pe aici. Neogen, să-l caut după nume. Și e genul acela de desert. Și foarte prietenos așa cu tenul și are și o textură plăcută, adică sunt mai mulți factori. Aha! A dispărut? Stați așa. Băi, a dispărut! A dispărut zerul cu vitamina C! Dar promit că îmi fac temele și o întreb pe Rena, care este alt ser cu vitamina C, foarte, să zicem, pe care îl recomandă ea, de pe site, pentru că sunt convinsă că are ceva care să înlocuiască chestia asta și să vi-l recomand. Asta e, a dispărut. Bă, da, chiar a dispărut. Am dat eu acum vitamina C, să vedem dacă mai găsim ceva. Momentan văd că nu sunt alte seruri, dar stați cu ochii pe site, că sunt convinsă că Rena o să ne facă o surpriză cât de curând și ne aduce un alt ser. Revinând să la cer, serul de tip EGF, care este EGF Pure Ampoule de la Suanicoco. Așa arată ambalajul. Este copy-pet de sticlă. De fapt, cred că l-ați văzut atunci când l-am folosit. Da? Și care se acționează prin apăsare. Aici. Uite așa. Pac, poc. Da? L-ai băgat. Apeși, ridici. Și se încarcă. Aici un pic în pipetă. Da. Exact cum îți trebuie. Acesta este de 40 de mililitri sau de 30 de mililitri? În fine, văd că este 30 de mililitri și 10 ppm. Ce înseamnă acest EGF? Este Epidermal Growth Factor. Este practic un cocktail de ingrediente din mai mulți aminoacizi care ajută ca pielea să-și fac capacitatea de a produce colagen, de a-și reface țesuturile, că practic aminoacizii sunt la baza peptidelor și peptidele după aia la baza colagenului. Cam ăsta e lanțul. Ce mai are în plus? Are adenozină și are și ore ulei sau extract din roza damascena? Roza damascena flower oil. Nu știu, arginină mai are. Tocoferol, bine, tocoferolul, vitamina E este un alt antioxidant pe care vi-l recomand să-l căutați, să fie în multe produse pe care le folosiți. Da, și este genul de produs care ajută efectiv la refacerea unui ten care intră de acum în perioada de maturitate. Bun, vreau să vă vorbesc un pic de măști, pentru că pe aici pe site găsiți și niște măști și genul ăsta de mască overnight. Care e chestia cu ea? Ea e ca o cremă, de fapt. Îi spune mască ca să nu te dai cu ea ziua, să zicem, pentru că poate fi totuși destul de unctuoasă sau de să simți oarecum pe timpul zilei că ți-ar încărca tenul. Suluasu este, cred că așa se citește corect, mi-a zis Rena cum se pronunță. Este un brand de prestigiu din zona Asian Beauty, cosmeticelor asiatice. Iar aici, pur și simplu, aveți un cocktail de lucruri. Masca asta poate fi folosită și doar ea singurică. Dacă, să zicem, ești într-o zi când ești mai obosită, nu mai ai chef să-ți faci rutina aia asiatică cu 50 de pași, nu 50 de pași, dar sunt vreo 11, 12, în fine. Poți să folosești această mască și vă spun imediat de ce. Pentru care? Extract de rădăcină de scutelaria, unt de shea, scoalan, acid hialuronic, beta-glucan, trehaloză, camelii, bujor, lotus, ginseng, miere, cacao, nuc și angelică. Toate astea vin cu o nutriție suplimentară, practic, pentru ten. De aia se întâmplă acolo ceea ce se întâmplă. Și este un produs și foarte premiat.
Ies mai la preț 75 de lei. Cum ar spune un vechi prieten de-al meu, pomană. Da, este genul acela de produs pe care l-ai aplicat seara, ești obosită, nu mai ai chef și ser și nu știu ce, nu mai pui nimic, te-ai spălat bine pe față cu un gel de curățare și aplici chestia asta, iar dimineață te bucuri de efecte. Bine, vă dați seama că dacă mai folosești și seruri și nu știu ce, efectul este cu atât mai. Da. Că vorbeam cu cineva de SPF-uri, mai este un SPF extraordinar pe lângă acesta de la Emprani. Mai este un SPF pe care l-am avut și eu și l-am dat cuiva care are probleme cu tenul mai grăsuț. Truecica se cheamă. Da, Aqua Calming Sunscreen. Este un... în ambalaj verde, o să vă las pe aici, pe undeva inserat poza. L-am avut la un moment dat și e posibil să-l fi văzut prin niște poze pe Instagram, pe contul vechi, poate l-ați văzut prin postări din Instagram, din story, în fine. Am vorbit de el, că este acel SPF pe care îl poate folosi și cineva cu tenul gras și cineva cu genul acela de probleme care te duc să eviți SPF-ul. Ai senzația că SPF-ul îți încarcă prea mult fața, așa mai departe. Apropo, și asta de la Emprani, ați văzut, este o finețe, ceva extraordinar. Ei, ăsta de la Trucica are centela asiatica, da? Are apă de tea tree, aloe vera, extract de nufăr și este o formulă cu 79% apă, ceea ce îl face foarte ușor tolerabil și de către tenurile cu exces de sebum. Acid hialuronic, trehaloza și pantelon reîmprospătează tenul. Asigură chestia asta. Are și niacinamidă. Are un extractul acesta din tea tree, calbează și roșiața și pune un pic pe stand-by inflamațiile care sunt aduse de acne. E pur și simplu acel Trucica, chiar îl recomand inclusiv domnilor. De ce? Pentru că are și un miros destul de neutru masculin, aș putea spune ușor. Adică, oricum, apropo, uite, asta e un aspect despre care vreau să vă spun. Produsele astea, tot ce am folosit de la Arena, de pe glorious.ro, nu au neau parfum, multe dintre ele nu au parfum, dar au parfumul la coada cozii, dar au un miros foarte plăcut, care vine din acest aport de ingrediente de natură vegetală, ușor exotic, să spun, adică cam în fiecare cremă mai găsești un ginseng, plantă, nu știu ce floare. Însă în acest Trucica, o să-i vedeți poza probabil pe aici pe undeva pe ecran, este acest tea tree, care tea tree-ul este un pic mai, un miros oarecum mai ierbos, așa aromatic, se duce așa mai poate spre zona uleiurilor esențiale, să zic, ușor lemnos, aș putea să spun așa ca aromă, și atunci poate fi ușor tolerat și de bărbați, mai ales că intră și foarte ușor în piele, nu-i deranjează cu nimic, nici nu miroase floricele, deci o să fie și ei mulțumiți, nu o să se mai plângă. Da, cu ce să închei? Că nu știu cu ce să închei. M-am gândit așa, care ar fi produsul pe care aș spune din toate astea de aici o să vi luați neapărat? Sau care ar fi produsul? Și mi-e foarte greu de ales. E clar, revin la acest exfoliant care, na, stă la baza îngrijirii, că dacă nu e tenul curat, poți să pui pe el ce vrei, degeaba, sau, în fine, nu se întâmplă mare lucru. Dar, uite, aș spune această mască. Această mască pentru că chiar este pentru ritmul majorității dintre noi, că cred că, da, toate suntem obosite, avem diverse alte lucruri de făcut și ne trezim că undeva pe la 11 seara, acum e în cazul meu, am auzit că multe dintre cele care mă urmăriți îmi spuneți că vă culcați după miezul nopții, nu știu cum reușiți.
Eu chiar dacă zicem ador după miezul nopții, dar trebuie să mă așez în pat de la 10 jumate, 10 ar fi ideal, pentru că nu mai am forță. Și genul ăsta de produs este extraordinar, pentru că te-ai dus, ți-ai făcut duș, te-ai spălat bine pe față, ți-ai spălat corpul și apoi doar vii în pat și ți-ai întins chestia asta pe față, gâte, colteu și la revedere, nu ai, nu te mai gândești, da, da, așa, apropo, poate fi dat ușor și în zona ochilor, eu n-am observat, nu m-am mâncat, nu m-am gâdilit, nu m-am nimic și eu sunt destul de sensibilă în zona ochilor. Asta aș putea să spun. Iar SPF, știți ce se întâmplă? Cu genul ăsta de SPF-uri pe care le găsiți pe glorious.ro, o să vă piară starea aia. Trebuie să mă dau cu SPF, e cleios, e nu știu ce. Nu. Niet. Nu mai e cazul, pentru că toate am văzut tot ce am încercat, tot ce mi-a trimis Rena de-a lungul anilor. Apropo, Rena, cred că ne cunoaștem de 5-6 ani de acum. Așa. Tot ce mi-a trimis, tot ce a fost SPF, eu întotdeauna îi spuneam, băi, ăsta sigur e SPF, este super soft, da, zice, dar așa este tehnologia asiatică. Și acum o să spuneți, da, ce dragă, ce au ei așa ca tehnologie? Vreau să vă spun doar un detaliu. Gândiți-vă că femeile din Asia, din Orientul foarte îndepărtat, mă refer, Japonia, Coreea și chiar China, au avut un cult pentru frumusețe de acum mii de ani. Deci la ei a început preocuparea de a face produse cosmetice pentru față, de când în Europa nu se spălau cu apă că se îmbolnăveau. Sau se ștergeau cu oțet pe față din când în când, doamnele de la din continentul doamnele din insulele britanice, că voiau să aibă tenul alb și să aibă fruntea cât mai mare, așa. Ei, pe vremea aia, asiaticele noastre frumoase, păpușile, că pe efectiv unele dintre ele arată ca niște păpuși, știau deja să combine plante, extracte din alge și mai departe ca să-și facă tenul frumos, da? Și nu foloseau tot felul de barbarisme cum se foloseau în Europa. Nimic de zis. Se știe acum despre asiatice că își mai ardeau câteodată fața cu tot felul de substanțe destul de dubioșele ca să fie cât mai albe, cât mai albe. Dar în rest, japonezele cel puțin au avut mereu cultura băilor. Spălatul cu pudră de orez. Era că la ei orezul se folosește la orice. Și atunci, de-aia au fost mereu înaintea noastră. Gândiți-vă că practic tot ce vine ritual de îngrijire a feței și a corpului din zona soarelui răsare vine. De acolo au venit înspre noi. Bun, acesta a fost clipul despre produsele din ritualul asiaticelor. Produse pe care le găsiți pe glorious.ro. Mi-a făcut o deosebită plăcere să povestesc despre experiența mea cu ele. Rămân la părerea că trebuie să vă țineți un echilibru în îngrijirea tenului. Nu înseamnă că dacă asiaticele au rezultatele acelea pe care ele le caută și noi trebuie să facem același lucru, însă putem împrumuta. Adică nu ne deranjează un sleeping mask care are 7000 de ingrediente bune, nu ne deranjează o esență care la fel vine cu 100 de ingrediente botanice, dar nu ne deranjează chestia asta. Nu trebuie acum să ajungem la un ritual cu 20 de pași, că nu facem decât să ne facem viața amară și obositoare, însă putem împrumuta de acolo produse și lucruri care să ne facă și viața mai simplă pentru ten și de ce nu să ne mențină frumusețea tenului. Sunt curioasă voi ce produse asiatice folosiți, ce produse de pe glorious.ro ați folosit. Vă las link-urile mele de afiliere aici în descriere dacă vă place ceva, m-aș bucura să le folosiți pentru că în felul ăsta mă susțineți și pe mine. Și, bineînțeles, lăsați-mi aici tot ce simțiți ca întrebare, ca sugestie sau ca simplu comentariu despre rutina de îngrijire cu produse asiatice de pe glorious.ro.